Bună, Mircea! Bună! Îți mulțumesc foarte frumos că ai acceptat invitația de a răspunde la câteva întrebări scurte. Am să încep cu prima întrebare și anume, de cât timp ești în Londra? Sunt aproximativ de 7 luni aici. Am înțeles. Care este scopul cu care ai venit în Londra? Scopul meu este de a face ce în România nu este posibil, adică de a munci. Ce anume te-a împiedicat în România să îți găsești o slujbă cât de cât decentă? În ceea ce mă privește, locuiesc la aproximativ 30 de kilometri față de oraș, unde locuiesc nu este transport în comun, ceea ce mă determină să folosesc mașina personală. Iar pentru a acoperi acest cost, am nevoie de aproximativ 70-80% din salariu. În al doilea rând, orice angajator are pretenția de a avea o facultate, de a avea 3 ani minim experiență. Neavând aceste lucruri, ești nevoit să lucrezi orice pe bani de nimic. Mulțumesc! Consider că în Londra îți este mai ușor să obții o slujbă? Da, în Londra este mai ușor. Este mult mai ușor dacă ai pe cineva în spate, dacă ei sunt deja stabiliți aici. Ei pot pune sigur de ce ai nevoie pentru a începe să muncești sigur. Pe tine te-a ajutat cineva? Da, clar, sigur. Am înțeles. Înțeleg că este mai ușor să-ți găsești un job aici, dar spune-mi dacă banii pe care îi câștigi îți sunt suficienți cât să îți acoperi toate cheltuielile. Da, banii sunt suficienți pentru a-mi acoperi toate necesitățile, pentru a trăi o viață cât de cât bună, sunt suficienți. Dar nu sunt într-atât de mulți încât să poți aduna 10.000 de lire în conturi. Cu toate că ar fi bine. O ultimă întrebare am pentru tine și îți mulțumesc foarte mult. Din experiența pe care ai acumulat-o până acum, ai putea să le oferi românilor care se gândesc să emigreze în străinătate niște sfaturi? Da, sfatul meu este să gândească pozitiv, să se informeze în primul rând la cei care sunt deja stabiliți aici și cel mai important să aibă răbdare, să aibă încredere și, clar, să nu abandoneze la orice obstacol întâlnit. Mulțumesc frumos pentru răspunsuri. Sper ca mesajul să fie auzit de toți românii care au intenția de a schimba țara sau se gândesc să emigreze. Astfel, îți doresc sărbători fericite alături de cei dragi și să ne revedem cu bine! Să ne revedem! Mulțumesc!